saltare. Acesta este tutorialul la împins cu gantere din plan orizontal. Care e diferența lui față de cu bara? Aici greutățile nu o să fie niciodată la fel ca cu bara, pentru că bara e fixată tot și amândouă mâini au o singură greutate. Aici fiecare mână trebuie să controleze gantera ei. Și care este diferența? Aici lucrează mușchii stabilizatori, pentru că noi în timp ce împingem, da? Noi nu avem bara și fiecare mână poate să meargă separat, să deschidă, da? În afară, înainte, în urmă, adică poate să miște. E un plus că antrenăm mușchi stabilizatori, dar ei n-au volum, ei tare, adică ei nu ies în accent, nu dau nimic, dar ca minus riscăm să ne traumăm. Dacă cumva în stânga, în dreapta s-a dus mâna, am scăpat-o din umăr, garantat, adică putem să ne fracturăm, deci trebuie să fim foarte atenți. Dacă mușchii stabilizatori nu sunt antrenați, începem de la greutate mică, da? Până ne învățăm, cu timpul să controlăm mâinile, să nu tremurăm, să nu margă în stânga, în dreapta, prostii de genul, da? Dar mișcarea fixă. Ca să accentuăm și mai mult pieptul, ca la bară, noi putem în punctul de sus să apropiem, acum am să vă arăt, e același lucru cu spatele, picioarele în sus, pentru că spatele să fie lipit total de spetează, da? Aruncăm ganterele cu genunchi, nu cu umeri și nu cu bicepsul, pentru că de obicei aici sunt greutăți destul de mari care ar putea să ne traumeze. Deci ne ajutăm cu genunchi, da? Ridicăm picioarele și care e mișcarea? E un fel ca bradul merge, da? În punctul de jos e mai lat, în punctul de sus, ganterele se apropie ca și cum spălesc una în alta, da? Adică ca, vine ca un brad. Aici, la fel, coatele, nici 90 de grade în rând cu umărul, nici lipite de corp. Ceva mediu, cum să vă simțiți bine pieptul, da? Facem ca un brăduț, de la lat la mai îngust. De la departare la apropiere, da? Apropiem. Aceasta e nuanța de bază la ganteri. Și că noi nu avem bară și nimic nu ne oprește în zona pieptului, noi putem să întindem pieptul și mai adânc să ne ducem cu ganterile, da? Acesta este un plus, nu-i bara, mai jos, putem să întindem pieptul. Apoi, putem să facem supinare, putem să facem pronare, să accentuăm și mai mult pieptul, ceea ce ne permite la bară. Noi putem să facem supinare din punctul de jos, în sus supinăm, aducem la paralel, da? Ca cu bara și supinăm paralel. Dar anatomic, funcția care pieptul o îndeplinește, el e să aducă coatele într-un fel lângă corp, da? Nu ca tricepsul să împingă doar mâna. Adică să apropie și să apropie noi când deschidem, mai mult tricepsul lucrează. Noi am putea să pronăm din paralel, pronăm și plus, luăm în considerație că noi, da, nu apropiem coatele lângă corp, ceea ce înseamnă că lucrează tricepsul, noi invers, noi de lângă corp pronăm coatele, observați, unde sunt coatele? Noi de lângă corp le îndepărtăm la nivelul urechilor, ca și cum le aducem la urechi coatele. Și așa se acționează mult mai bine pieptul, pentru că pieptul la noi, da, trebuie să aducă mâinile. Dar noi să nu lipim coatele, să lucreze tricepsul, noi invers, noi de lângă corp, da, ne îndreptăm noi din punctul acesta, când împingem, coatele ies în afară. Și accentuăm mai mult pieptul, da? Nu dezdoim mâinile de tot, nu le îndreptăm, ținem în tensiune pieptul. Acestea au fost toate nuanțele. Sper că v-a plăcut. Dacă da, dați un like, abonați-vă la canal, clopoțelul pentru cei care vor să fie primii care află de un video nou postat de mine și până data viitoare. Pa!